râse când o să te duci la pușcărie. O să plângi, nu? O să fii coleg cu Dragnea, nu? Coleg cu Dragnea, nu? Ați văzut imaginile, cetățeanul lovit cu cârja în cap. Pentru cei care sunteți mai tineri, pentru voi am decis să fac acest comentariu pentru YouTube. Cetățeanul care este lovit cu cârja în cap, a fost lovit astăzi cu cârja în cap în piața universității, se numește Gelu Voican Voiculescu și este secundul, locotenentul, mâna dreaptă al lui Ion Iliescu. De numele lor se leagă foarte mulți morți, sute de morți, și se leagă ratarea startului României în democrație, se leagă de numele lor reeșaparea foștilor securiști și comuniști în noi structuri ale statului, așa cum am să vă explic foarte sintetic în cele ce urmează, și ei sunt cei practic responsabili pentru mafia Ciuma Roșie din ziua de astăzi. Pentru mine a fost uluitor să aflu că Gelu Voican Voiculescu, care este trimis în judecată, e pus sub acuzare pentru crime împotriva umanității, în dosarul Revoluției și în dosarul Mineriadei, acest individ criminal, alături de Ion Iliescu, are tupeul să meargă în 21 decembrie la comemorarea eroilor Revoluției din București, care a început în 21 cu mitingul ratat al lui Ceaușescu, o să vă explic după aceea sintetic, are tupeu să meargă acolo, unde sunt rudele, prietenii celor uciși, răniții, oameni revoltați, sufocați de neputință, pentru că de 30 de ani nu se face dreptate. 30 de ani în care criminalii, pe care ei știu criminali, din 1990 au identificat ca fiind criminali, au fost în stradă împotriva lor și au fost din nou bătuți și agresați de mineri, mulți alungați peste hotare, criminalii n-au plătit încă mai mult decât atât, sunt bine mersi. Gelu Voican Voiculescu, director al Institutului Revoluției, bineînțeles cu bani de la stat, cu vilă de protocol, Ion Iliescu cu pensie de președinte, cu vilă de protocol, și au statut de demnitari în societate. Și acest individ care știe că este un criminal al Revoluției, care este trimis în judecată pe această temă, are tupeul să se ducă și să-i sfideze pe cei de acolo. Bineînțeles că un rănit, bănuiesc, vă dați seama, după 30 de ani omul încă umblă în cârjă, a dat cu cârja, l-a ciocnit cu cârja, l-a zgâriat pe cap și au apărut imaginile și scandalul. Haideți să vedem acum cine este Gelu Voican Voiculescu. Ca să înțelegeți cine este acest individ, trebuie să mergem puțin în istorie. Când începe Revoluția, Gelu Voican Voiculescu, locotenentul Ion Iliescu. Eu am făcut aici, dragii mei, o sinteză, un fel de calendar al Revoluției și al confiscării Revoluției de către gruparea trimisă de Moscova și Uniunea Sovietică, pentru că atunci încă era Uniunea Sovietică, și distrugerii începutului României în democrație, împreună cu crimele pe care le-au provocat cei care au furat Revoluția, respectiv Ion Iliescu. Moscova a decis ca el să îl asasineze pe Nicolae Ceaușescu, să preia controlul României, secundat de Gelu Voican Voiculescu. Deci între 16 și 22 decembrie are loc Revoluția de la Timișoara, represiunea brutală comandată de Elena Ceaușescu, apoi de Nicolae Ceaușescu. Am pus 16 22 de ce? Pentru că în 22 decembrie Timișoara se declară oraș liber de comunism. Deci în 22 decembrie Revoluția învinge la Timișoara comunismul, orașul se declară oraș liber de comunism. Nicolae Ceaușescu organizează în 21 decembrie 89, după ce dă ordin furibund armata să tragă, să facă, să... La Timișoara orașul era liber de comunism. Între timp se întâmplau lucruri oribile, toate crimele comise la Timișoara, cadavrele furate, aproape 50 de cadavre din spitalul județean, oameni care au fost răniți de către armată, securitate și forțele de miliție care au tras pe străzile din Timișoara și au ajuns în spitale,
Unii dintre ei sunt uciși, împușcați în spitale, cadavrele lor sunt furate și sunt aduse la București la ordinul Elenei Ceaușescu ca să fie arse, să fie șterse toate urmele. Ceaușescu, în 21 decembrie, convoacă un meeting la Comitetul Central al Partidului Comunist Român, celebru meeting care se întrerupe, se întoarce împotriva lui. Practic începe revoluția și la București, începe să se tragă pe străzi, de aceea în 21-22 sunt cei care au fost uciși la revoluție, își comemorează eroi. În 22 decembrie Nicolae Ceaușescu fuge de la Comitetul Central al PCR la ora 12:09. De la Comitetul Central, acum pentru cei mai tineri, acolo este Ministerul de Interne. De acolo Carmen Dan a gestionat represiunea brutală a manifestației din 10 august, organizată după același model, pentru că oamenii ăștia care sunt implicați în povestea asta și urmașilor, pupilele lor din serviciile secrete, mă refer la DGIPI, o să vedeți de ce, au organizat represiunea din 10 august. Deci la 12:09 Ceaușescu dispare de la putere, fuge. Din acest moment, nimeni nu mai avea de ce să execute ordine criminale, nu mai avea de ce să moară nimeni. Până în acest moment au fost 126 de morți și 1107 răniți. Momentul în care Ceaușescu practic pierde puterea. După 2 ore și jumătate, Ion Iliescu, deja trimis de Moscova, omul rușilor, apare la televiziune. Televiziunea era ocupată de revoluționari și practic asta a fost victoria Revoluției. Pentru că exista, trebuie să vă spun celor mai tineri, nu exista nimic în România, alt mijloc de informare în masă. Era televiziunea națională. Atât. Nu era altă televiziune. Nu exista nici măcar TVR2. Era televiziunea națională. Și niște ziare de partid care și ele aveau să se transforme în ziare libere și mai departe. Dar toată lumea se uita la televiziunea națională. Deci toată lumea era cu ochii la revoluție. În momentul în care revoluționarii au intrat în televiziune, pentru toată lumea a devenit clar, domne, am vins revoluția împotriva lui Ceaușescu. Iliescu deja la 14:35 era pregătit. A intrat în televiziune cu gelul Voican Voiculescu, cu restul găștii trimise de Moscova, o întreagă grupare, un grup întreg de persoane. Până la ora 23 deja a dat un comunicat către țară și a zis, domne, gata, noi facem Consiliul Frontului Salvării Naționale, cred că s-a chemat la început, avem totul pregătit. Bineînțeles, toată povestea pentru Iliescu era pregătită de ruși. Dar foarte mulți dintre cei din țară, în special cei din București, știau că Iliescu este și el comunist. La Timișoara se striga, jos comunismul. Iliescu însuși, când a venit la 14:35 la televiziunea română, a spus, și discursul este pe YouTube, puteți să-l căutați, Iliescu, discurs Revoluție, spune că Ceaușescu și Elena sunt niște nenorociți care au întinat nobile idealuri ale socialismului și că ei nu sunt comuniști și că i-au distrus comunismul. Deci, el era atât de comunist bătut în cap atunci când n-a putut să ascundă treaba asta. Și oamenii erau împotriva comunismului. Oamenii nu vreau ca vreau să termine cu comunismul. Nu să vină un alt comunist și încă unul pus de Moscova. Motiv pentru care protestele țara fierbea și Iliescu a creat diversiunea teroriștilor transmisă pe televiziunea națională. Ce a fost asta? A fost o diversiune creată de Iliescu pentru ca să justifice intervenția brutală în stradă, chipurile că armata luptă cu teroriștii, diversiune care a mai avut și alte scopuri auxiliare. De exemplu, unul dintre scopuri a fost uciderea responsabililor din fosta securitate și din armată, responsabililor cu identificarea și trecerea pe linie moartă a agenților Rusiei, KGB-ului, care era serviciul secret al Uniunii Sovietice, îndepărtarea lor și trecerea lor pe linie moartă. Iliescu însuși, pentru că avea legături și era omul KGB-ului, a fost trimis de Nicolae Ceaușescu la Iași și la Timișoara și a fost îndepărtat din structurile centrale. Ceaușescu, până în 89, a făcut o mișcare, începând cu de la sfârșitul anilor 60, a făcut o mișcare de rupere față de Moscova. Și a început să îndepărteze ușor, ușor oamenii Rusiei, să îi îndepărteze din zonele de putere, să nu mai aibă Rusia atât de multă influență. Atunci s-a apropiat Ceaușescu și de China și de Coreea de Nord. Ei bine, rușii l-au trimis pe Iliescu ca să preia din nou controlul României. Dar în același timp au vrut să se răzbune pe toți cei care au participat pentru Ceaușescu la îndepărtarea oamenilor lor din poziții. Cea mai clară răzbunare și cea mai directă este cea a colonelului Trosca. Colonelul Trosca a condus un serviciu special în cadrul Direcției de Informații Armatei Române, serviciu care s-a ocupat de scoaterea agenților KGB din zonele importante ale Armatei Române. Și pentru că Trosca a făcut asta și mulți KGB-iști au fost împinși la o parte, în 89 Trosca, era comandantul forțelor USLA, a fost ucis într-o astfel de diversiune. Unor trupe militare ale armatei comandate de
Iliescu și, cei care au venit, generalii care au venit sub el, ulterior avea să devină unul dintre călăii lui Ceaușescu, generalul Stănculescu și comandant al armatei, sunt trimiși spunându-le, lise ăștia sunt teroriști. Și sunt omorâți oamenii lui Trosca ca o răzbunare a KGB-ului pentru ceea ce a făcut el. În 24, deci Ceaușescu fuge, ajunge la Târgoviște, este prins. Revoluția începe să fie confiscată în acest interval. Ora 14:35-23, oamenii rușilor vin, Iliescu, secundat de Gelu Voican Voiculescu, Stănculescu, Stănculescu pe care Ceaușescu lăsase la comanda armatei după ce ministrul apărării dinainte s-a sinucis pentru că Ceaușescu i-a reproșat că armata n-a tras destul de viguros în populație, deja, deși făcuse 126 de morți. Stănculescu trece de partea lor și apare armata e cu noi, nu? Așa zis, armata este cu noi. Ceaușescu este prins la Târgoviște. În 24 decembrie, Iliescu semnează decretul CFSN pentru Tribunalul Militar Excepțional. Ce pot să vă spun despre asta? Pot să vă spun că a fost o făcătură. A fost total în afara oricărei jurisdicții normale la vremea respectivă, Tribunalul Militar Excepțional. Nu există așa ceva. Tot acest proces a fost un fals. Tot acest proces a fost pur și simplu execuție. Un asasinat aranjat ca un proces. Ca și cum noi ne-am întâlnit 5 persoane, am răpit pe cineva, echivalentul în ziua de astăzi. Noi am răpit pe cineva 5 persoane și am zis, domnule, noi facem un complet de judecat. Eu sunt judecător, ăsta e procuror, ăsta e așa, ăsta e așa, ăsta e așa. Te-am condamnat la moarte, te executăm. Responsabil de asasinarea soților Ceaușescu, de bunul mers al acestui simulacru de proces, a fost exact Gelu Voican Voiculescu, cel care și-a luat astăzi scârja în cap la piața universității. În 25 decembrie de Crăciun are loc procesul, așa zis, proces, între ora 13:20 și 14:40, proces la care asistă, atenție foarte mare, Gelu Voican Voiculescu, cel care avea să confiște și să purifice toată arhiva securității, Virgil Măgureanu, cel care avea să devină șeful Serviciului Român de Informații, înființat mai târziu în 90, și generalul Atanasie Stănculescu, care a și fost condamnat pentru crimele comise și cred că a și murit în penitenciar, care era șeful armatei. Deci ăștia asistă chipurile din partea FSN-ului la lucrările tribunalului. Vă dați seama ce tribunal a fost ăsta dacă atâția ani de dictatură comunistă, ceaușistă, plus toate evenimentele astea de la Timișoara au fost judecate de la ora 13:20 la 14:40. Da? Asta este ora. 13:20, 14:40. Deci o oră și 25 de minute i-au judecat pe Nicolae și pe Elena Ceaușescu. Da? O oră și 20 de minute, da? 13:20, 14:40. Are loc procesul soților Ceaușescu în 25 decembrie, de Crăciun. Gelu Voican Voiculescu coordonează totul. De cine este călăul care a executat asasinatul? Lucrurile pe care le-a făcut Gelu Voican Voiculescu și care sunt certe, dincolo de orice speculație, faptul că apare ca mâna dreaptă a lui Ion Iliescu, faptul că se ocupă de asasinarea soților Ceaușescu, faptul că imediat înhață arhiva, partea importantă a arhivei securității, unde erau o grămadă de documente despre oameni care ulterior aveau să devină politicieni importanți, lideri de partide din opoziție, judecători, procurori, șefi de servicii secrete, arată că acest individ, în opinia mea, a fost coordonat și trimis direct de Moscova să se asigure că Iliescu, care era omul lor, face ceea ce trebuie să facă pentru ruși. La ora 14:45, deci după 5 minute, la 5 minute de la deliberări, domne, dacă ar fi mers așa procesul colectiv, deci de la 13:20 la 14:40, procesul, gata. La 14:45, sentința, condamnare la moarte, cu recurs. Că așa era legea, legea obliga la recurs. Dar, ce să vezi, după 5 minute, n-a mai contat recursul și soții Nicolae și Elena Ceaușescu sunt executați la unitatea militară din Târgoviște, de către un pluton de execuție în baza deciziei Tribunalului Militar. Unii, mulți militari din Tribunalul Militar ajung să se sinucidă, să moară în condiții suspecte, o întreagă poveste, dar supraviețuiesc băieții ăștia. Gelu Voican Voiculescu până ziua de astăzi de ajunge să-și ia o cârjă în cap. Vă dați seama cât de nesimțit să fii, ce asasin sociopat să fii, să te duci în 21 decembrie acolo unde sunt rudele, prietenii, victimele, tu fiind călău, și să te duci tu acolo. Vă dați seama ce sociopat, ce fel de om trebuie să fii, să ai atâta nesimțire în tine încât să te duci acolo. Deci la 14:50 sunt executați soții Ceaușescu și Gelu Voican Voiculescu este cel desemnat de Ion Iliescu să se ocupe de cadavrele soților Ceaușescu. Deci el se ocupă că sunt aduse la București, că sunt înhumate în secret, într-un loc unde nu știe nimeni și așa mai departe. În această perioadă,
Gelu Voican Voiculescu începe să preia dosarele securității statului de la Direcția Securității Statului București. El recunoaște, apar mai multe articole, mai multe relatări, că dormea cu mitraliera, cu Kalashnikov-ul, dormea pe dosarele securității și de acolo el scotea într-un caietel toate datele. Opinia mea este că scotea toate datele care interesau Moscova, care îi interesau pe ruși. În 26 decembrie Iliescu trece securitatea în subordinea armatei. Generalul Stănculescu era șeful armatei. În 31 decembrie Iulian Vlad este arestat și Gelu Voican Voiculescu devine șeful securității. Oficial, ca să poată oficial să mai ia toate documentele securității, totul să le aducă la el și le ține la el, oameni buni, până în martie, când se înființează Serviciul Român de Informații, condus de Virgil Măgureanu. Vedeți? Virgil Măgureanu, care și el a fost la procesul lui Nicolae Ceaușescu, mă rog, proces, asasinat. A fost un asasinat cu un simulacru de proces. Bun. Ce este foarte important să știți, dragii mei, este că în 27 decembrie, a scris aici cu roșu, da? Deci, la două zile după ce Voiculescu, Gelu Voican Voiculescu, cu generalul Stănculescu, cu Virgil Măgureanu, ăștia au fost călăii, restul au fost ciuriburii executanți, îl asasinează pe Nicolae și Elena Ceaușescu. Deci la două zile după ce l-au omorât pe Ceaușescu, l-au asasinat. Nu zic, atenție foarte mare, dragii mei, nu luați ceea ce spun eu ca pe o pledoarie pentru nevinovăția lui Ceaușescu. Ceaușescu era vinovat și regimul lui de foarte multe ticăloșii. Dar el trebuia să fie judecat într-un proces cum a fost procesul de la Nuremberg și el trebuia ca în urma acelui proces să se ducă în jos și toți securiștii, comuniștii, responsabili de ororile regimului Ceaușescu să fie toți la pușcărie. Era necesar ca în 1990 noi să facem lustrație, cum a făcut Germania Democrată. Germania Democrată, imediat ce a căzut regimul comunist, într-un an de zile a publicat toate arhivele securității. Deci ei n-au avut un Gelu Voican Voiculescu care să fure arhivele și să-și ia documente de acolo. Nu! Ei au publicat toate arhivele, au spus ăștia sunt toți ofițerii Stasi, se chema securitatea germană comunistă, ăștia sunt toți ofițerii Stasi, uite lista lor să se știe cine sunt. Ăștia sunt turnătorii care v-au turnat la securitate, asta e lista lor, astea sunt dosarele, cine vrea să le consulte și s-a închis discuția. După care au dat lege, au spus 20 de ani niciun ofițer Stasi, niciun comunist n-are voie să lucreze la stat, punct. La 29 de ani sau 28 de ani, eu am fost la Berlin, am făcut niște comentarii, le găsiți pe YouTube, de la zidul Berlinului. Gazda mea din Berlin, Ovidiu Bujor, îmi povestea despre o cunoștință, neamț, care în 89, când a căzut regimul comunist în Germania, în DDR, se chema Germania Democrată, era tânăr ofițer Stasi. Și îmi spunea, acum, în 2018, nu se poate angaja niciun de la stat și la privat foarte greu îl angajează pentru că a fost ofițer Stasi. Deci oamenii ăștia au fost marginalizați. În niciun caz n-au ajuns să controleze țara cum s-a întâmplat la noi. Și să vedeți de ce au controlat România. E, momentul cheie este ăsta, oameni. Bun, 27 decembrie 89, Ion Iliescu și Petre Roman merg la ambasada URSS. Un moment necunoscut românilor până în 2011. Până în 2011, vă dați seama, din 89 până în 2011 nimeni n-a știut despre treaba asta. În 2011, dragii mei, doamna Doinița Ștefănescu, jurnalistă, soția scriitorului Alex Ștefănescu, scoate această carte. 11 ani din istoria României. Decembrie 89, decembrie 2000, o carte pe care doamna Doinița Ștefănescu mi-a dăruit-o și mie cu autograf și mulțumesc foarte frumos domniei sale și domnului Alex Ștefănescu, le mulțumesc din suflet pentru apreciere. Mi-au dat această carte care conține acest document foarte, foarte important. Uitați-vă aici, stenograma întâlnirii dintre Ion Iliescu, președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Petre Roman, prim-ministru României și Evgheni Teajelnikov, ambasadorul URSS la București în 27 decembrie 89. Deci Iliescu fură revoluția aici, provoacă diversiunea teroriștilor. De ce? Ca să creeze o frică națională, el fiind salvatorul și oamenii să nu mai cometeze. Bă, ne-a salvat, ne salvează de teroriști, domnul Iliescu, da? Deci creează o spaimă națională, un pericol inexistent îl creează el, după care el vine și îl rezolvă. Dar la treaba asta au ucis oameni buni 978 de persoane. O să vedeți un pic mai târziu. La două zile după ce l-asasinează pe Ceaușescu,
pune oamenii cheie să-i asasineze pe aia care au fost împotriva Moscovei pe vremea lui Ceaușescu, preia dosarele ca să vadă Rusia acolo totul ce e legat de România. În 27 decembrie se duce căciula în mână Iliescu și Petre Roman la ambasada URSS-ului. Asta este stenograma discuției. Uitați-vă cât este de lungă, este scrisă mărunt. Practic aici este, oameni buni, cheia suferinței românilor în ultimii 30 de ani. Nu vă citesc, pentru că mi-a luat foarte mult timp să vă citesc tot, dar dați-mi voie să-mi iau și ochelarii, să vă citesc un pasaj. Pasajul cel mai important, esența suferinței noastre. De ce am ajuns noi până ziua de astăzi cu țara asta așa cum este ea astăzi? Pentru că în 1990, Ion Iliescu îi spune ambasadorului URSS: acum trebuie lucrat individual ca să evităm împingerea spre dreapta a proceselor, a problemelor sociale de la noi. Adică spre democrație, spre Occident. Și eu cred că, din punct de vedere politic, preocuparea principală a celor câțiva care suntem aici, adică Iliescu, Roman și ambasadorul URSS-ului, da, este de a contribui la o dezvoltare sănătoasă, pe care a revoluționară, adică comunistă, nu? Și să frânăm posibilitatea elementelor de dreapta de a prelua comanda, tendințe care se manifestă în alte țări socialiste. Alte țări socialiste care treceau la democrație, scăpau de comunism, luau calea normală de DDR-ul care... Deci, Iliescu zice cu ambasadorul URSS-ului: domne, blocăm tot. Instrumentul gândit, pentru că a fost clar că altceva nu avem de făcut, a fost ideea acestui front al salvării naționale. Sublind acest lucru prin denumirea lui, că țara toată este în pericol și că acesta creează o platformă reală de interese comune ale tuturor susținătorilor. Și ne-am adresat mulțimii, ca o forță conducătoare. Și am explicat ideea necesității consensului. Ați înțeles, țara e în pericol. Pericol pe care ei l-au provocat, pentru că după fuga lui Ceaușescu nu exista, nu mai exista nimic. După fuga lui Ceaușescu, oamenii s-au dus la televiziune, revoluția a învins. Pum, nu mai avea de ce să moară nimeni. În mod normal, țara trebuia să o ia democratic, să se desecretizeze arhivele, ofițerii de securitate și comuniștii să fie puși la zidul rușinii, să fie marginalizați, să nu mai aibă acces la nicio funcție publică, lucruri care s-au întâmplat în Germania Democrată, de exemplu. Și acum, după 30 de ani, în Germania Democrată nu mai vezi, nu mai știi că a fost comunism acolo și Germania toată e unificată și este forța, motorul Europei. Deci în 27 decembrie Iliescu și Roman se duc la ambasada URSS și spun: gata, am rezolvat-o, preluăm țara. Iulian Vlad este arestat, fostul șef al securității, Gelu Voican Voiculescu devine șeful securității. Bun. Ce a făcut Iliescu? Uitați-vă aici, oameni buni, ca să înțelegeți de ce și-a luat o cârjă în cap Gelu Voican Voiculescu. Eu acum nu sunt adeptul violenței și ca jurnalist și persoană publică nu pot să fac altceva decât să zic: domne, este rău că acest om a fost agresat cu cârja în cap, ciocănit. Dar trageți dumneavoastră concluziile, da? Deci, bilanțul morților Revoluției până în 31 decembrie. 1104 morți și 3321 de răniți. După 22 decembrie, deci morții făcuți de Iliescu, de Gelu Voican Voiculescu, de Virgil Măgureanu și de Stănculescu, ca să justifice ce zice Iliescu acolo în discuția cu ambasadorul URSS-ului, și anume că am creat un pericol și țara e în pericol și noi venim să o salvăm, da? A costat 978 de morți și 2220 de răniți, oameni buni. Unul dintre ăștia 2220 e omul cârjă care a venit și după 30 de ani, disperat, stresat, a dus la exasperare și la revoltă, că au trecut 30 de ani, ăștia au făcut așa ceva și n-au plătit, l-a ciocănit pe ăla cu cârșa în cap, având tupeul Gelu Voican Voiculescu să vină, culmea, în fața rudelor celor pe care el i-a ucis, cu Ion Iliescu. Lucrurile continuă însă. Chintesența discuției făcută de Ion Iliescu cu ambasadorul URSS-ului, în care îi spune: trebuie să blocăm, adică trebuie să rămână socialist, comunist, nu trebuie să se instaureze democrația, trebuie să blocăm toate aceste lucruri, este în ceea ce se întâmplă ulterior. Și ceea ce se întâmplă ulterior reverberează în timp până în perioada regimului mafiot Dragnea, un regim ciuma roșie, de sorginte Iliescu, Năstase, Ponta, Dragnea, deci de sorginte comunist-ofesenistă, care își trage rădăcina de aici. PSD-ul aici a fost înființat. Iliescu a făcut Frontul Salvării Naționale așa cum a stabilit cu ambasadorul URSS-ului, el s-a transformat în FDSN, care s-a transformat în PDSR, care s-a transformat în PSD. Bun, ăsta e prețul, 978 de morți, 2200 de răniți. În 2 ianuarie începe preluarea oficială a structurilor securității. De către Gelu Voican Voiculescu se ocupa de toată treaba asta, dar el se ocupa după ce le-a promis
Din 22 decembrie scrie, sunt mai mulți istorici care scriu pe tema asta, că Gelu Voican Voiculescu a promis ofițerilor Direcției Securității Statului București că nimeni nu se va răzbuna pe ei, nici măcar pentru crimele Revoluției, și că vor doar să desfințeze securitatea, să o înființeze în altceva și treaba merge mai departe. Și mulți au fost preluați și au venit alături de Gelu Voican Voiculescu, i-au dat dosare, i-au dat arhive, i-au dat tot. Ăsta trecea toate dosarele securității, tot ce era mai important, spuma, frișca, de pe tort o lua Gelu Voican Voiculescu în această perioadă. În 7 februarie se înființează de către Ion Iliescu Unitatea Militară 0215, Unitatea Militară de Informație a Ministerului de Interne, condusă de Gelu Voican Voiculescu, înființată de Gelu Voican Voiculescu, avea să devină, să fie desființată în regimul Constantinescu, pentru că s-a ocupat numai de poliție politică, numai de mizerii pentru regimul fesenisto-comunist, pentru Iliescu și Năstase, da? După care este înființată sub forma DIPI și este actualul DGIPI, cel care l-a slugărit pe Liviu Dragnea cu cârtițe, cu acoperiți, cu toate mizeriile împotriva protestului rezist, inclusiv cu represiunea din 10 august, care a fost organizată după modelul mineriat din 1990. Ce se întâmplă interesant, în paralel vreau să vă spun, oameni buni, că în toată țara, inclusiv în București, în piața universității, mai ales la Timișoara, aveau loc proteste, continua revoluția anticomunistă. Oamenii au înțeles, bă, Iliescu e un comunist, a apărut ziare noi care au început să spună lucruri despre el, cârpă caghebistă și așa mai departe. E comunist, e caghebist, Gelu Voican Voiculescu, ăștia sunt oamenii rușilor. Cei care scriau la vremea respectivă, ziariști, activiști ai societății civile, era foarte greu, pentru că nu existau jurnaliști în 1990, facultatea de jurnalism era facultatea Ștefan Gheorghiu a comuniștilor, care făceau activiști comuniști. Țara era împotriva lui Iliescu, pentru că oamenii vreau să pice comunismul. Dar Iliescu voia ce a spus la ambasada URSS-ului, asta voia el. Dom'le, să blocăm, să rămână comunismul vopsit în FSN. Și la Timișoara, în 11 martie, se lansează proclamația de la Timișoara, cu celebru punct 8, care ce era? Era lustrația, ca în Germania Democrată, unde s-a dat o lege și s-a spus, bă, niciun securist, niciun comunist n-are voie să ocupe funcții publice. Proclamația de la Timișoara spunea, timp de două legislaturi, niciun securist, niciun comunist n-are voie să candideze, n-are voie să ocupe funcții publice. Care a fost răspunsul acestui regim ticălos, Iliescu, Gelu Voican Voiculescu, Virgil Măgureanu, care a ucis aproape 1000 de oameni ca să poată să fure revoluția autentică începută la Timișoara și în București în 21 decembrie de către bucureșteni? Violențele de la Târgu Mureș. Brut sunt inventate, observați, din nou aceeași temă pe care Iliescu o spune aici, vreau să mai citesc o dată ca să înțelegeți, pentru că lucrurile acum sunt foarte clare după 30 de ani. Din nou aceeași temă. Instrumentul gândit rapid, pentru că a fost clar că altceva n-avem de făcut, a fost ideea Frontului Salvării Naționale, sublinind prin denumirea lui că țara toată este în pericol și că acesta creează o platformă reală de interese comune, are tuturor românilor, nu știu, bla bla bla, ca să salveze țara. Deci, creăm pericolul, da, și după aia salvăm țara. Și țara nu se duce în direcția în care ar fi trebuit să ducă, către libertate, către democrație, către economie de piață. Violențele de la Târgu Mureș, domne, ungurii cu românii vor să se omoare, fac ce fac, nebunie. Și lumea e atentă pe Târgu Mureș, nu mai e atentă pe Timișoara. Martie, aprilie, mai, alegeri, Ion Iliescu este votat președinte cu, nu mai țin minte, cu 85%, nici nu mai știm dacă au furat, dacă n-au furat, ce s-a întâmplat acolo. 26 martie, Iliescu înființează. Deci după ei au folosit evenimentele de la Târgu Mureș ca să abată atenția de la punctul 8, de societatea să nu mai vorbească. Bă, ce facem? O rupem cu comunismul. Iliescu e un comunist. Ăștia care sub Iliescu sunt comuniști. Bă, o rupem cu ei sau nu o rupem? Să nu mai fie o dezbatere reală în societate și veneau alegerile și societatea să discute despre asta, să voteze în consecință. Creează violențele de la Târgu Mureș. Lumea nu mai zice nimic de punctul 8. Iliescu, vezi, a salvat țara, nu, de violențe, de pericol, de nu știu ce. Înființează serviciul unde director este numit Virgil Măgureanu, cel care împreună cu Gelu Voican Voiculescu a făcut parte din gașca care l-a asasinat pe Ceaușescu și au fost acolo. Gelu Voican Voiculescu ulterior predă arhiva lui Măgureanu după ce vă da seama atâtea luni, a stors toată spuma din ea și a făcut ce a făcut. Protestele au continuat împotriva lui Iliescu și după mai, după alegeri, în piața universității. Și atunci ei au organizat. Cine? Ăștia sunt trimiși în judecată, oameni buni, și în dosarul Mineriadei, pentru crime împotriva umanității.
Iliescu, Petre Roman, Virgil Măgureanu, Gelu Voican Voiculescu au organizat represiunea brutală a protestelor din piața universității împotriva lui Ion Iliescu și împotriva comunismului. Serviciul ăsta, UME0215, despre el se vorbește, el a fost în epicentrul organizării, aducerea minerilor și așa mai departe, dar el a avut mai multe roluri. Sunt multe cărți, sunt zeci de cărți scrise pe tema asta, eu încerc să vă ofer sinteza, varianta scurtă, ca să fie ușor de înțeles pentru toată lumea, mai ales pentru cei care nu au foarte mult timp. Ăsta s-a ocupat de infiltrarea tuturor partidelor cu oameni care, Gelu Voican Voiculescu, întâmplător a luat dosarele, care au fost turnători ai securității, ofițeri acoperiți, care erau șantajabili și puteau fi folosiți ca să distrugă partidele de opoziție din interior. Infiltrarea marilor ziare cu turnători de-a lor pe care să-i controleze. Infiltrarea instanțelor de judecată. Mulți securiști, turnători au devenit procurori, judecători. Infiltrarea noilor servicii secrete. Deci ei practic au ciumat România cu, sau au reeșapat, dacă vreți, securiștii, dar ăia abjecți care aveau în mod special legături cu Moscova și erau dispuși să trădeze țara pentru ca Rusia să controleze România. Aici se află chintesența suferinței noastre. Aici s-au pus bazele. În iunie 90, minerii au năvălit, aduși de Iliescu, vă dați seama, până în iunie 90, din ianuarie, pe TVR, se tot spunea că în piața universității sunt drogați, că sunt așa, că sunt așa. Exact ce ați auzit la Antena 3 despre protestul rezist, exact aia spuneau la televiziunea națională țării întregi despre protestatarii de la Timișoara, despre cei din piața universității. Despre cei de la Timișoara, că vor să dea România la unguri, că vor să rupă țara, că sunt agenți străini, că toate prostile, da? Chestie care a enervat la culmea oamenii și categoria cea mai vulnerabilă și ușor de organizat, zombificată, da? A fost cel mai ușor să zombifice minerii din Valea Jiului, care au dat buzna în București și au făcut prăpăd. 6 morți și 746 de răniți în 13-15 iunie. După care România a mers pe această cale pe care suntem până în ziua de astăzi, controlați de o mafie, mafie care își are rădăcina în aceste evenimente. Cu Gelu Voican Voiculescu în prim plan. Vă dați seama că despre ce a fost vorba aici? Urmăriți acest calendar, da? Ce înțelegem din el? Lucru cel mai important. Că Iliescu s-a ocupat de partea politică a confiscării României, a anexării ei înapoi la Moscova și Gelu Voican Voiculescu s-a ocupat de partea militară și de forță. Servicii secrete, Ministerul de Interne. Asta ce înseamnă, după părerea mea? Că ăștia erau egali în fața Moscovei. Ăștia erau egali și pus să controleze unul pe altul. Și până în ziua de astăzi, ăștia sunt bine mersi, da? Și ăsta, Gelu Voican Voiculescu, are tupeul să vină în piața universității, unde și-a luat o cârjă în cap. Urmăriți din nou imaginile. Eu, ca persoană publică, nu pot să aprob violența, sunt nevoit să condamn orice fel de act de violență. Acum aveți toate informațiile, sinteza. Orice informație pe care am pus-o aici, dacă căutați pe Google, nu știu, Gelu Voican Voiculescu plus Arhiva Securității, găsiți zeci de articole. Gelu Voican Voiculescu plus mitralieră plus dosarele securității, găsiți o grămadă de articole. Gelu Voican Voiculescu 0215, Gelu Voican Voiculescu mineriadă, deci găsiți o grămadă de informații care ne arată cine sunt acești doi mari criminali responsabili de 798 de morți și 2200 de răniți în decembrie, 6 morți și 746 de răniți în iunie 1990, plus câți au mai fost după aceea, plus cei care nu sunt trecuți în aceste statistici, ofițeri de servicii secrete, ofițeri de informații militare, militari asasinați la ordinul Moscovei pentru că au participat la ordinele lui Ceaușescu la operațiunile de rupere a României de Rusia. Deci ăsta este marele criminal al istoriei recente alături de Toarășul Ion Iliescu. Cu Dragnea, nu? Asasinule!